Maria și Iosif, odată ajuns și în Betleem, obosiți de lunga lor călătorie, căutând îngrijorați un loc pentru a nopta în orașul care era supraaglomerat. Dar imaginați-vă pentru un moment punctul de vedere al rălciului. Desigur, văd că soția ta este însărcinată, dar după cum vezi, anul meu e plin. Ce ai vrea să fac? Oare, ce este mintea celor tine astăzi? N-aș știu să vă planificați genirea copilașului mai din timp? Cred că s-a întâmplat ca așa cum vreodat, ca să n-am un loc de căsătorit. Nu s-a firea mâna odru, știu ce pat e ocupat, iar câțiva dintre ei chiar dor pe jos. Seama că soției tale este greu, de aceea ascultă ce-mi spun. Ca să vezi că sunt om bun, deși casa mea e plină, îți dau un loc la țăr, te las în drum. La ora asta ce mai așteptați? E doar...